Noaptea trecută au avut loc noi lovituri cu rachete rusești asupra orașului Harkov și regiunea Zaporojie. S-au înregistrat morți și răniți, printre civili, inclusiv copii. Între timp, situația de la Zaporojie ține în tensiune întreaga lume. Liderul de la Kiev, Vladimir Zelenski, a cerut repetat armatei ruse să se retragă de pe teritoriul centralei nucleare, în timp ce Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că va închide instalația dacă ucrainenii o vor bombarda din nou. Atacurile rusești continuă în Ucraina. Forțele Kremlinului au țintit regiunile Harkov, Donetsk, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Nikolaev. Ultimele bombardamente asupra orașului Harkov s-au soldat cu peste 9 morți și 34 de răniți. Un atac cu rachete produs în seara zilei de miercuri a distrus complet un bloc de locuit din cartierul Saltovski. Cel puțin 7 persoane au murit și alte 13 au fost rănite în urma incidentului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a catalogat atacul drept unul josnic și a declarat că rușii vor plăti pentru asta. Dimineață, un al doilea atac cu rachete a luat viața altor 2 persoane. Printre victimele bombardamentelor se numără și copii. În această dimineață, rușii au țintit regiunea Zaporojie. 4 rachete au lovit un obiect de infrastructură din districtul Shevchenko. În urma atacului, o persoană a fost rănită. În regiunea Dnepropetrovsk, inamicul a tras din nou asupra raionelor Krivoi Rog și Nikopol. S-au înregistrat numeroase distrugeri, inclusiv la un lăcaș sfânt. Au fost avariate liniile de electricitate și 2 conducte de gaz. În unele locuri, rușii au făcut uz de sistemele Uragan. Președintele ucrainean Zelenski afirmă că e nevoie de transparență totală pentru a gestiona situația de la centrala nucleară de la Zaporojie. El a chemat la mobilizarea urgentă a diplomaților și specialiștilor pentru a putea trimite la fața locului misiunea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Numai transparența absolută și o situație controlată la centrală pot garanta o revenire treptată la siguranța nucleară normală pentru statul ucrainean, pentru comunitatea globală și pentru Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Armata rusă trebuie să se retragă de pe teritoriul centralei nucleare și din toate zonele învecinate și să își scoată de acolo echipamentele militare. Acest lucru trebuie să se întâmple fără nicio condiție și cât mai curând posibil. Pe de altă parte, Moscova susține că nu are arme grele la centrala nucleară din Zaporojie, așa cum pretind autoritățile de la Kiev, și anunță că ar lua în calcul închiderea acesteia dacă ucrainenii vor continua bombardamentele în zona acțiunii pe care le consideră premeditate și bine planificate. Scopul final al provocărilor este de a crea o zonă de excludere de până la 30 de kilometri, de a aduce forțe internaționale și observatori străini pe teritoriul centralei atomoelectrice Zaporojie și de a acuza forțele armate ruse de terorism nuclear. Drept concluzie, vă atragem atenția că dacă situația centralei nucleare se va înrăutăți, se va pune problema plasării blocurilor energetice 5 și 6 în regim de rezervă rece, ceea ce ar duce la închiderea totală a centralei. Aproximativ 500 de soldați ruși sunt acum prezenți la stația nucleară din orașul Energodar, unde situația a devenit ceva mai stabilă, asta după ce acum câteva zile pe teritoriul centralei au avut loc numeroase deflagrații, pentru care Ucraina și Federația Rusă se acuză reciproc.